Neața, neața, ce frumoasă este viața! Vorbim astăzi despre intervențiile cosmetice și chirurgicale, invazive și non-invazive, pentru că am sesizat în ultimii ani, este o mare modă în acest sens. Nu doar în România, o sesizez și în Germania, deci nu contează neapărat naționalitatea persoanelor care practică astfel de proceduri. Cred că ține, nu știu, de cultură, de ce se promovează în social media, de gradul de inteligență și formare și așa mai departe. În primul rând, foarte multe femei poartă unghioaie din acelea aplicate, lungi, extrem de nepractice și inestetice, care nu se potrivesc cu orice job avem. Deci dacă nu ești, nu știu, nu activezi pe OnlyFans, nu ești vedetă porno, de ce să te sluțești în acest hal? În primul rând, unghiile astea acumulează mizerie sub ele. Atunci când prepari de mâncare, dacă se presupune că prepari de mâncare, cu siguranță transmiți bacteriile de sub unghiile tale și în mâncare. Nu mai vorbim despre situațiile când trebuie să gătești și altor membri ai familiei. Când folosești toaleta, cum te ștergi la fund cu unghiile alea și așa mai departe. Apoi vorbim despre situațiile în care femeile au început să-și pompeze buzele, să-și tatueze sprâncenele, practic toate arată la fel, după aceleași tipare, toată lumea are același tip de nas, același tip de buze. La ce te ajută niște buzoaie în meseria ta? Repet, dacă nu activezi pe OnlyFans, dacă nu ești vedetă porno, la ce te ajută niște buzoaie umflate, pompate? Crezi că te fac mai frumoasă? Înțeleg că poate ești complexată că ai buzele subțiri, dar poți să ți le injectezi într-un mod natural, nu să arăți a vedetă porno. Buzele să fie, nu știu, o treime din fața ta sau jumătate din fața ta în unele cazuri. Corpul nostru are niște proporții, fața are niște proporții. Ce urmărești sluțindu-te în așa hal? Eu sunt de părere că atunci când o persoană este nesigură de intelectul ei sau când nu ajută intelectul, vrea să compenseze prin aspectul estetic. Și cam asta se întâmplă în astfel de situații. Femeile ușor influențabile, manipulabile, care nu au nimic interesant de zis, cum am mai spus și cu alte ocazii, simt nevoia să-și facă, să arate într-un anumit fel, nu știu, să compenseze prin modul cum arată, prin modul cum se îmbracă, și cumva depășesc niște norme ale bunului simț. Cam aici este problema. Înțeleg că pentru unele este greu să accepte faptul că îmbătrânesc, chiar și pentru unii, că sunt și bărbați care își fac proceduri din astea estetice. Pentru unele persoane este greu să accepte faptul că îmbătrânesc. De multe ori să știți că însă vârsta și bolile se citesc pe chipul nostru. Faptul că avem niște cearcăne, faptul că avem pungi în jurul ochilor, faptul că nu știu, avem niște pete pe față, poate arăta că avem niște boli anume. Și e mai simplu, știu, pentru unii să trateze urmările problemei decât să investigheze cauza. De cele mai multe ori cauza este una medicală, nu una estetică. La fel și părul facial, nedorit, mustața și nu știu ce și mai mult femeile, barba și așa mai departe. Toate astea au niște cauze hormonale în spate. Degeaba te epilezi în neștire, cu laser, cu nu știu ce, dacă tu nu-ți investighezi problemele hormonale din spatele părului facial. Te preocupă mai mult modul cum arăți, deci partea superficială a lucrurilor, decât problema în sine.
Este valabil și pentru cele care sunt obsedate să fie slabe. Este mai important să fii sănătoasă, prin asta înțelegând și să ai un corp echilibrat, cu o greutate optimă și așa mai departe, decât să fii slabă. Poți să fii slabă și nesănătoasă. Revenind la procedurile estetice invazive și non-invazive, cât și procedurile chirurgicale, cred că toate astea am în spate o nesiguranță a persoanelor care le practică intens. Obsesia de a arăta bine, ce înseamnă bine de fapt, că și asta este ceva relativ. Poți să arăți bine și cu riduri pe față, cu un aspect natural. Totul ține de, totul vine din atitudine. Dacă tu ești o persoană frustrată de modul cum arată, dacă nu-ți accepti corpul, ok, știu că poate este greu să accepti anumite defecte, dar nimeni nu este perfect, cu toții avem defecte. Sunt de acord că putem corecta anumite imperfecțiuni ale corpului care apar odată cu vârsta, nu știu, mi se subțiază buzele, ne afectează câmpul vizual faptul că ploapa se lasă și atunci faci o, cum se cheamă, chestia aia care îți ridică pielea lăsată de la ploapă. Sau îți injectezi un pic buzele să ai o urmă de buze. Sunt femei la care buzele dispar aproape, femei care au avut buzele subțiri toată viața și cu trecerea timpului le dispar buzele. Și sunt complexate de chestia asta. La fel și sprâncenele. Pe vremea mamei mele se purtau sprâncenele subțiri. Acum se poartă sprâncenele naturale, mai groase, mai nu știu ce. Dacă toată viața ai avut sprâncenele subțiri, normal că nu le poți îngroșa peste noapte. Și atunci apelează la tehnicile astea cu tatuaje. Nu toată lumea știe să facă tatuaje. Unele aveți niște lipitori, aveți niște desene tâmpite pe față care vă arată ca niște pocitanii. Nu mai sunteți deloc naturale, vă stricați naturalețea, vă stricați feminitatea, deveniți toate niște păpuși gonflabile, niște arătări ciudate. Ce vreți să urmăriți cu toate astea? E mai simplu să-ți faci o liposucție decât să faci un efort să ții o dietă sănătoasă, să nu mai bagi în tine fast food și nu știu ce, să faci sport. E mai simplu să... Nu știu, să-ți injectezi fața ca să estompezi trecerea timpului, dar gravitația își face simțită prezența. Oricât ți-ai injecta fața, uitați-vă la Loredana Groza, cum arată la 52-53 de ani. Arată oribil, nu mai seamănă, nu mai are trăsăturile pe care le avea în tinerețe. S-a injectat atât în față încât are un cap imens. Sânii are imens, ea este o ființă minionă, arată groaznic, groaznic. Din dorința de a fi perfectă și fără riduri, s-a transformat într-o păpușă Barbie gonflabilă. Cred că o persoană inteligentă poate mai mult decât atât. Aspectul fizic, aspectul estetic, cu cât este mai... afectat să pară natural, cu atât arată câtă prostie zace în acea persoană. Asta este părerea mea, îmi pare rău. Totul are o limită, există un bun simț în absolut tot ce facem. Înțeleg că unii sau unele vor să se împotrivească legii firii, procesului de îmbătrânire. Ăsta vine, vine fără să... să-l aștept sau să-l previi cumva. Vine pur și simplu și degeaba vă transformați carapacea, da? Dacă voi pe interior nu vă schimbați, dacă voi nu vă schimbați mentalitatea. Uitați-vă la oamenii, uitați-vă la, la Mihai Șora, care a murit la 106 ani, care arăta la 106 ani de parcă avea în jur de 80. Totul vine din interior. Dacă tu pe interior ești o ființă echilibrată, pozitivă, împăcată cu tine însuți, care are numai gânduri pozitive, care mănâncă corect, care face mișcare, atunci poate nu mai ai nevoie să te pompezi. Da, cum spuneam, totul vine din prostie. Cu cât prostia e mai mare, cu atât injectările sunt mai mari. Înțeleg că
Fiecare femeie are complexele ei și eu le am pe ale mele și eu poate aș vrea să-mi estompez cearcănele pe care le-am dobândit odată cu faptul că am devenit mamă și că nu mai dorm și că sunt stresată și așa mai departe. Poate și eu m-am gândit să-mi pun 0,5 ml de hialuronic în, la cearcăne sau nu știu, mi se pare că mi s-a lăsat gura, că am colțul gurii, nu știu cum. De ce să fac asta? Eu sunt mai inteligentă decât toate prostiile astea. Inteligența mea nu stă în asta, feminitatea mea nu stă în asta. O să arătăm, o să ajungem să arătăm ca niște monștri toți, dacă nu ne oprim și dacă nu tragem un semnal de alarmă. Cred în procedurile astea, în sensul că uneori poate este nevoie de ele, așa cum am menționat, în cazul pacienților oncologici, în cazul înaintării cu vârsta, când îți dispar buzele și așa mai departe, pentru moralul femeii, dacă este cazul să-și facă un aspect natural, da, de ce nu? Dar nu duceți la extrem asta, pentru că efectiv, nu știu, odată ce se pompează buzele alea, se atenuează circumvoluțiunile de pe creier, nu știu ce naiba se întâmplă. Te duci în București, vezi numai buzate și numai tatuate și numai unghiuaie și nu mai știu. Adică toată lumea activează pe OnlyFans în tura de noapte și apoi se duce la muncă. Aspectul ăsta nu se potrivește cu orice tip de job. Dacă tu lucrezi la bancă, dacă tu lucrezi cu clienți, dacă tu ești medic, dacă tu lucrezi, nu știu, ești profesor, cum crezi că te percep cei cu care interacționezi când tu pui accent pe lucruri superficiale, cum ar fi aspectul fizic, când tu vrei să arăți ca o vedetă porno, cum crezi că te percep ceilalți? Da, am mai auzit și răspunsuri de genul, e corpul meu și fac ce vreau cu el, eu sunt stăpâna corpului meu. Ok, dacă e stăpâna corpului tău, atunci asumă-ți să fii judecată de ceilalți din jur. Cred că poți să îți păstrezi feminitatea și aspectul natural și să nu depășești limitele bunului simț, dar trebuie să ai și un gram de inteligență. Da? Pentru că nu știu, mi se pare că totul se... Te duci la magazin, am fost să-mi cumpăr nu știu ce colanți de la Calcedonia, de aici, dintr-un mall. Când să o întreb pe tipa respectivă ceva, dau de niște buzoaie imense, care nu se mai opreau. Când vinzi chiloți, să ai niște buze din astea, vrei să te remarce un impresar de filme porno în timp ce vinzi chiloți? Nu înțeleg, nu înțeleg. Și era o fată tânără. Am postat-o pe Instagram pe soprana de la Opera Română, Irina Baianț. Femeia este superbă. Nu înțeleg de ce a fost nevoie să se buzească în halul ăsta, să se facă atât de fake. Nu știu, vrea să câștige bani în plus ca vedetă porno. Ce vrea, ce urmărește? Nu înțeleg de ce o femeie de 32 de ani, superbă de altfel, foarte talentată, se pocesc în halul ăsta. Nu înțeleg, chiar nu înțeleg. Nu înțeleg femeile astea. Nu înțeleg ce e în capul lor. Brain damage în momentul în care se duc la doctorii ăștia care le pompează. Oricum, nu toată lumea care face, care știe să facă botox e de meserie. Unii au făcut un curs de o lună, două, trei și hai să te pompăm. Vedeți că au mai fost și eșecuri în lumea botoxatelor. Știți foarte bine cazurile, nu e nevoie să dau nume. Dar nu înțeleg. Deci chiar sunt șocată, nu înțeleg de ce există acel brain damage în lumea femeilor care simt nevoia să se sluțească intenționat și pe bani mulți și își refac regulat toate chestiile astea. Cam atât. Pupici, aștept impresii și păreri.